Bună ziua, bună ziua tuturor! Bine ați venit la lansarea expoziției de fotografie Generația Egalității. Vreau să vă anunț că în sală se află protagonistele acestei expoziții și din cauza situației pandemice facem doar transmisiune pe Privesc Eu și pe alte platforme, Facebook. Aș propun să începem. Numele meu este Cristina Guțu și astăzi o să moderez discuția dintre protagonistele care au venit aici să-și împărtășească experiențele și să-și expună ideile despre egalitatea de gen. Vreau să încep cu o mică introducere. Când vorbim despre egalitate sau lipsa acesteia, de cele mai multe ori noi ne gândim la clasele sociale și discriminarea sistemică a persoanelor din grupurile vulnerabile. Însă un aspect important al implementării conceptului de egalitate la nivel global este totuși rolul și munca depusă în domeniul egalității de gen. Deși nu este un subiect nou, egalitatea de gen este un subiect la care revenim iar și iar cu noi viziuni și cu noi acțiuni, mai ales în condiția pandemică COVID-2019. Această situație pandemică a fost una și continuă să fie una total nouă pentru generațiile de fete și femei tinere, dar și pentru generația de femei mature. Eu mă aud bine, da? E ok microfonul. Deci, situația creată de COVID-19 a dus la suprafață problemele discriminării sistemice pe care le cunoșteam cu toții, ele nu sunt noi, dar care totuși s-au agravat în această perioadă. În același timp, ele acum au potențialul de a crea schimbări concrete și de a veni cu schimbări rapide. Persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv fetele și femeile, au fost și încă sunt subapreciate și ocupă în marea lor majoritate roluri minore în societate. Studiile desfășurate în timpul pandemiei ne-au arătat că grupul de femei și fete s-au ocupat primordial de grijă față de familii și de asemenea ele au făcut parte din grupul vulnerabil care au pierdut cel mai des locul de muncă. Vulnerabilitatea condiției acestui grup de persoane ne arată încă o dată necesitatea de a acționa rapid și eficient pentru a crea un viitor în care egalitatea de gen va fi atinsă. Lucru care este susținut și prin evenimentele care au loc în cadrul Forumului Generației Egalității de la Paris, pe care îl anticipăm și noi astăzi la Chișinău. Acest forum de la Paris este de fapt a doua etapă. Prima etapă a fost în acest an în Mexico, între 29 și 31 martie. Un forum unde au fost propus și aprobat de către coalițiile de acțiune Planul Global de Accelerare a Egalității de Gen. Coalițiile de acțiune reprezintă parteneriate globale menite să mobilizeze guverne, societăți civile, organizații internaționale și să accelereze acțiuni colective pentru a ridica și a atinge scopul egalității de gen. De asemenea, pentru a îmbunătăți viața fetelor și a femeilor. Pentru a celebra eforturile depuse de femeile activiste care au contribuit la dezvoltare și democratizarea discuției în acest sens și au luptat ca astăzi celelalte femei să poată continua această muncă, forumul, în cea de-a doua etapă a sa, își propune să pună accent mai mare pe colaborarea dintre generații. Pe parcurs a 3 zile, în perioada 30 iunie-2 iulie, întreaga lume va reafirma importanța Conferinței Mondiale a Femeilor și adoptarea declarației de la Beijing din 1995. Se vrea crearea unui bilanț a efortului care a fost depus până acum, dar și a planurilor de acțiuni care urmează să fie făcut. Astăzi, la Chișinău, dăm start unei perioade lucrative intense și accentuăm necesitatea colaborării între generații, anume prin lansarea expoziției de fotografie Generația Egalității. Avem aici invitate fete și femei activiste care s-au implicat activ în crearea unei societăți egale. Ele, protagonistele, sunt pe de o parte nu toate persoanele care prin munca lor zilnică au schimbat și schimbă lumea în care trăiesc.
Deci, temele de astăzi care se vor discuta. Vom discuta necesitatea colaborării între generații, de asemenea, cum putem crea schimbări concrete, cât de rapid le putem face, dar și cine trebuie să se implice urgent în asta. Astfel, pentru lansarea expoziției, în prima rundă de discuții, îi avem pe domnul Gheorghe Leucă, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Bună ziua! Domnul Marc Ivara, prim-consilier Ambasada Franței la Chișinău și doamna Dominica Stoianosca, reprezentantă de țară UN Women, Moldova. Bine v-am găsit, bine ați venit la noi. Domnule secretar de stat, din perspectiva autorităților noastre, ce beneficii pot aduce coalițiile de acțiune și forumul Generația Egalității, anume pentru Moldova? În primul rând, vreau să menționez că sunt onorat și am o deosebită plăcere să particip la această expoziție, prin care toți împreună, cu anticipații și la distanță, participăm la lucrările forumului Generația Egalității, care urmează să înceapă mâine la Paris. Asigurarea respectării și promovării drepturilor femeilor este o obligație intrinsecă a oricărui stat, iar atingerea egalității reale și efective între femei și bărbați în toate sferele vieții publice și private reprezintă un semn al maturității oricărei societăți. Realizarea acestui scop a fost una din prioritățile Republicii Moldova chiar de la independență încoace, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Aici trebuie să menționăm faptul că chiar de la început, în 1994, Republica Moldova a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. În 1995, Republica Moldova, de rând cu alte state, a participat la conferința de la Beijing privind femeile, iar în perioada înainte de această conferință, Republica Moldova chiar a organizat o conferință regională la acest subiect, unde și-a adus aportul în pregătirea acestei conferințe. Totodată, alinierea statului nostru la aceste obiective trasate și de planul de acțiuni de la Beijing și de convenția care am numit-o și realizarea tuturor prevederilor acesteia a condus și a fost un punct de pornire major în realizarea politicilor de stat în domeniu. Și datorită acestui fapt, Republica Moldova a avansat foarte mult în acest domeniu. Toți cunoaștem că în politicile noastre au fost stabilite așa criterii ca participarea în diferite organe ale statului, în diferite organizații, instituțiile de stat, cel puțin a 40% de femei. Au fost instituite politici, cum ar fi concediul paternal. A fost ridicat statutul femeii prin acele politici care sunt îndreptate spre asigurarea egalității de gen. Toate acestea au fost posibile datorită unei generații de femei care au făcut foarte mult în acest sens și ne bucurăm că azi celebrăm prin aceste portrete care sunt a 10 femei din această generație și mai mult ne bucurăm că ele, o parte din ele se află aici, pe care noi toate le cunoaștem și suntem foarte apreciem aceste activități desfășurate pe parcursul acestor ani. Din păcate au mai rămas multe de făcut, avem diferite provocări care încă urmează a fi împreună bărbați și femei, tineri și din generația mai avansată, să lucrăm împreună pentru a asigura nu numai la nivelul formal realizarea acelor obiective și
prevederea diferitor legi, documente internaționale, dar la modul real să asigurăm legalitatea dintre femei și bărbați, realizarea drepturilor femeilor și asigurarea acestor drepturi. Cred, cu atât mai mult ne bucură că împreună cu femeile din generația pe care am numit-o, avem aici și portrete a unor tineri care lucrează umăr la umăr cu generația care a început activitatea respectivă în Republica Moldova și continuă deja cu aplicarea acelor noi standarde europene și globale care avansează și care fac ca toate generațiile să fie mai, să cunoască mai bine aceste obiective și să lucreze împreună pentru a le realiza. Deși la momentul actual Republica Moldova încă nu se va alinia la lucrările forului, dar având în vedere situația actuală pentru a putea participa formal în toate aceste activități, urmează să ne asumăm anumite angajamente care le pot fi luate numai din guvern plin. Noi totuși susținem aceste inițiative și suntem siguri că ecoul acestui for care se va desfășura la Paris și la care online vor participa toți acei interesați din țara noastră și din societatea civilă și din instituțiile de stat vor urmări desfășurarea forului, cred că va aduce un aport mare în elaborarea unui nou document care este envisajat a se elabora la nivel de țară în domeniul asigurării drepturilor omului și drepturilor femeilor și drepturilor egalității de gen. Suntem siguri că toți împreună vom realiza și obiectivele care le avem la moment, cele pe care le vom trasa, inclusiv în baza recomandărilor și a celor politici și standarde elaborate, inclusiv de formul menționat, pentru care la nivel internațional comunitatea internațională a exprimat și ne exprimăm și noi gratitudinea față de UN Women și în deosebire față de Franța și Mexicul care au venit cu această inițiativă și rămâne să ne urăm tuturor succes în desfășurarea acestui forum și în viitor în realizarea acelor obiective și standarde care vor fi stabilite acolo. Și bineînțeles că urmează încă o dată să mulțumim UN Women, ambasadei Franței la Chișinău și tuturor celor care au organizat acest eveniment, această expoziție, în cadrul căruia putem să împărtășim ideile noastre, să discutăm, să venim cu idei noi și să ne trasăm anumite obiective noi pentru realizarea și asigurarea egalității dintre femei și bărbați și drepturilor femeilor. Domnule secretar de stat, vă mulțumim foarte mult pentru discurs și pentru poziția fermă. Doamna Stoianoscă, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Forumul acesta este inițiat de către UN Women și pe parcursul următoarelor 3 zile va avea și va include mai multe evenimente unde vor fi reprezentante din mai multe generații. Vrem să vă întrebăm cum a apărut această idee de dialog intergenerațional și de ce anume acum este necesară asta. Mersi. Bună ziua tuturor, acum o să vorbesc în limba engleză. Mulțumesc frumos pentru întrebare și
Vreau să-i salut pe toți prezenți aici. Este mare păcat că noi încă suntem în pandemie și trebuie să limităm reprezentarea și invitațiile către mulți cei care au fost interesați, dar sperăm că ei ne urmăresc online. Și de asemenea, personal să-mi exprim cea mai mare apreciere pentru această expoziție foto, pentru fețele pe care le văd eu aici, în persoană, aici cu noi și abia aștept să ascult alocuțiunile lor. Și acum, în ce privește dialogul și revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce această inițiativă, de ce dialogul intergenerațional? Bun, motivul de bază a fost că noi în 2020, la începutul anului 2020, noi am făcut examinarea progresului în ce privește implementarea declarației de la Beijing, Platforma pentru Acțiune. 25 ani după Conferința Globală pentru Femei din 95 a fost o evaluare globală. Progresul a fost realizat, însă acel progres a fost foarte modest și nu este suficient. Și dacă ne uităm în viitor, în ce privește angajamentele globale pe care le-am făcut, în ce privește realizarea Agendei 2030, în ce privește implementarea scopului de dezvoltare durabile, a fost un consens general că progresul este prea lent și există o necesitate de a face ceva în acest sens. Acest forum a trebuit să se întâmple la începutul 2020 și după aceasta COVID-ul a venit și așa cum ai evaluat noi și dumneavoastră, deja ați menționat, a impactat disproporționat femeile la nivel global. A fost o creștere foarte mare în violența domestică, foarte multe femei au trebuit să renunțe la lucrul lor sau și-au pierdut afacerile din cauza măsurilor de carantină și din cauza închiderii și lockdown-ului, așa și închiderea școlilor și din cauza faptului că ele trebuiau să se îngrijească de familie neplătit. Deci estimarea făcută la viteza curentă s-a evaluat că va dura 130 de ani pentru a atinge egalitatea de gen. Și evident că aceasta nu este fără agenda noastră ambițioasă de 2030. Până 2030 noi în niciun fel nu vom putea să o atingem. A fost un semn de alarmă pe care trebuie noi. Înseamnă că trebuie să accelerăm progresul acesta ce ține de agenda de egalitate de gen. Avem nevoie de o agenda transformativă și acțiuni curajoase, dar nu putem să o facem dacă nu ne implicăm, nu implicăm tineretul. Și tineretul este foarte tinerii și sper să-i ascult astăzi pe cei tineri. Tinerii sunt foarte critici când vine vorba despre evoluții și dacă vrem să accelerăm progresul și vrem să atingem o agendă transformațională, avem nevoie ca tineretul să nu fie doar participant, noi vrem ca ei să fie vocea a cum să mergem mai departe și ce trebuie să facem noi. Și iată de ce avem forul acesta, a început în Mexic și apare începe mâine, dar cum ziceam, nu este încă un forum unde ne vom întâlni, vom spune cuvinte frumoase, vom discuta, ci este un for cu un proiect de plan global de accelerare, cu niște ținte foarte specifice, inclusiv ținte financiare, sprijin pentru liderismul femeilor și sprijin pentru ONG-uri și toate acestea au fost co-create de diversi activiști, ați menționat deja statele membre, avocați pentru egalitate de gen, mișcări de tineretul și altele care au fost foarte vocale și foarte critice în ceea ce ține de implicarea lor în schimbarea politicilor, în determinarea obiectivelor și cum să mergem înainte, pentru că noi nu avem timp. Eu nu am 130 de ani ca la dispoziție ca să aștept și nici tinerii nu au 130 de ani ca să vadă justiție și egalitate. Așadar, acest plan se consolidează în jurul a 6 coaliții care acoperă subiecte de la eliminarea violenței bazate de gen până la diviziunea aceasta digitală și acoperirea acestor diferențe. Am văzut cât de important este pe perioada COVID-ului. Justiția climatică. Știm cum schimbările climatice afectează viețile noastre de zi cu zi. Vedem cum ne afectează căldura de afară și de asemenea vorbim despre lideri femei. Este un for important și eu aș vrea să salut pe toți să se înregistreze și mulțumit guvernului francez. Înregistrarea a fost extinsă până mâine. Încurajez pe toată lumea să se înregistreze pentru că vor fi dezbateri foarte active la un șir de subiecte. Programul este deja disponibil online. Eu cred că
lucrurile astea pot să inspire mai multă lume sau cum putem să mergem înainte în mai multe țări, Moldova în special, și bine, din cauza situației politice, oricum angajamentul politic există, statul și-a asumat aceste angajamente și noi vrem să fim inspirați de Paris ca să mergem înainte, să vedem care sunt obiectivele și țintele pentru Republica Moldova. Aici mă opresc pentru că eu cred că este mult mai important pentru noi să, ca pe lângă noi să oferim cuvânt reprezentanților de la care... Mulțumim foarte mult pentru acest discurs. Avem și o întrebare pentru domnul Ivara. Deci, domnule Ivara, mâine începe forumul Generației Egalității la Paris. Și, după cum se știe, este unul din cele mai vaste și ample evenimente din 95 încoace. De asemenea, cunoaștem că pentru Franța a fost întotdeauna o prioritate egalitatea de gen și egalitatea între femei și bărbați. Am vrea să vă întrebăm dacă ați putea să împărtășiți experiența Franței în crearea unui ecosistem cu multiple părți interesate pentru a soluționa problemele în egalitate de gen și pentru a avansa în asta. Mersi. Microfonul, vă rog. Porniți el voi. Da, ziceam că sunt foarte bucuros să fiu aici și haideți să depășim această pandemie și să totuși să fim prudenți. Forumul începe mâine și vom avea mari așteptări. Este o formă nouă, așa cum ați descris-o, este mai inclusivă, este mai orientată spre rezultate, este și mai concretă și va duce la un plan de accelerare, pentru că vrem să realizăm progrese majore în egalitate între femei și bărbați în timp de 5 ani. Și mă bucur foarte mult, domnule secretar de stat, că Republica Moldova sprijină acest for. Mulțumim pentru acest sprijin și, după cum a menționat moderatoarea, domnul președinte Macron a decis că egalitatea între femei și bărbați va fi una din prioritățile mandatului său, consolidând experiența noastră și având un imbold politic puternic. El a reușit să creeze un ecosistem cu mai mulți actori implicați pentru a progresa și pentru a proteja femeile și fetele de violență. În 2019, președintele a reunit ONG-urile franceze, experți, reprezentanți ai ministerilor de ramură, de exemplu Ministerul Justiției, Sănătății, Educației, Muncii, și au fost create respectiv 11 grupuri de lucru. Vă spun foarte concret despre ce facem acasă, ca să puteți utiliza aceste informații ulterior. Deci grupurile acestea au adoptat măsuri în ceea ce ține de prevenirea, protecția și pedeapsa agresoarelor și făptașilor de actelor de violență împotriva femeilor și în pofida pandemiei și în toată creșterea oribilă a nivelului de violență pe care am observat-o în țara mea, dar și în multe, multe alte țări, 2000 de măsuri au fost implementate. Și dacă îmi permiteți să fiu mai concret, pot să vă dau și niște exemple de măsuri care au fost implementate. De exemplu, găzduirea femeilor victime ale violenței. Generalizarea unor brățări electronice pentru agresori, garanțiile de stat pentru a ajuta femeile să-și cumpere locuințe noi după ce au trăit violență, posibilitatea de a depune plângeri de violență în spitale, multe și de asemenea anumite telefoane speciale pentru femeile care au depus plângeri. Referitor la egalitatea între femei și bărbați, vreau să vă spun ce s-a făcut în Ministerul Afacerilor Externe al Franței, ministerul meu, unde am lucrat unde lucrez din 1998, 23 de ani deja, și mi-amintesc când eram un diplomat foarte tânăr și a doua zi de serviciu mi s-a prezentat șefa și a fost mi-a zis că este femeie și a zis că va fi ambasadoare în America de Sud și mă gândeam că ceva este extraordinar. Bine, pe atunci era, acum nu mai e.
Așadar, strategii de egalitate de femei și bărbați au devenit obligatorii în diferite ministere de la preluarea președinției de către domnul Macron și, de asemenea, există intenția de a reduce decalajul de salarial între femei și bărbați, de a avea recrutări și promovări echilibrate din perspectiva genului, de a avea 50% de femei ambasadoare până în anul 2025. Și vă ziceam că am început, de unde am început, în la sfârșitul anilor 1990, în anul 2011, doar 12% de ambasadori erau femei, ambasadori francezi erau, doar 12% erau femei. Anul trecut erau 28% și mai avem încă 4 ani până ajunge la această cotă de 50%. De asemenea, vrem să realizăm ținta de 40% de femei pentru locurile de muncă de conducere și, bineînțeles, că noi oferim foarte multe instruire pentru diplomați cu ținta de zero hărțuire, fie că e vorba de hărțuire sexuală sau morală. Toate aceste realizări au fost posibile prin combinarea unei voințe politice puternice, incluziunii tuturor părților interesate în proces, femei și bărbați, ofițeri superiori, inferiori, personal administrativ, manager și prin stabilirea unor obiective strategice și prin monitorizarea și consolidarea istoriilor de succes. Vă mulțumesc. Mersi foarte mult! Eu acum vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că v-ați expus părerea despre egalitatea de gen, despre planurile de viitor, acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru a ajunge la un nivel acceptabil, acolo unde vrem să ajungem și noi în materie de egalitate de gen. Eu o să vă invit să luați loc în sală, vă mulțumim foarte mult și haideți întâi să-i aplaudăm. Mersi foarte mult! Pentru ca să continuăm discuția pe marginea acestui eveniment, am onoarea să le invit aici pe câteva dintre protagonistele acestei expoziții și anume doamna Valentina Bodrug-Lungu, președintă și fondatoare Gender Centru, doamna Alina Radu, director Ziarul de Gardă, Ana Vizitiv, fondatoare Girls in STEAM Moldova, și Milena Rusu, fondatoare Feminism ED. Bine ați venit! Doamna Valentina, am întâi o întrebare pentru dumneavoastră. Au trecut mai mult de două decenii din 1995 de la Beijing. Totuși, după cum vedem, în Moldova, procesul de atingere a egalității de gen este unul destul de lent. După părerea dumneavoastră, cum trebuie să acționăm, unde ar trebui să accelerăm și poate cine ar trebui să fie responsabil de asta, să se implice? Mersi. Mulțumesc frumos pentru întrebare, bună ziua tuturor. Eu mă bucur să văd în această sală atât de multă lume frumoasă, interesată din perspectivă inteligentă de acest subiect. Știți, când am intrat, m-au frapat aceste tablouri extraordinare, niște fețe deosebite. Suntem noi toate. 20 de ani. E mult sau puțin? De fapt, e o generație, a crescut deja o generație, asta contează. Sigur că avem și realizări. Dar cred eu că astăzi trebuie să ne aducem aminte și de ceea ce am mai putea face și trebuie să facem, exact cum ați întrebat. După mine trebuie să începem totuși foarte multe lucruri prin educație. Educația este instrumentul de bază. Și cum ziceam eu tot timpul și studenților mei, colegilor, de fapt educația de gen începe în familie. Educația de gen începe la grădiniță, educația de gen continuă în școală, în universitate, la locul de muncă, peste tot. Cine se face responsabil? Și noi cu dumneavoastră. Este partea guvernului, este partea societății, este partea partidelor politice, dar zic eu, este și partea noastră ca cetățenice. Eu în motoul meu am scris că egalitatea de gen începe de la fiecare din noi. Ce ar însemna asta? Pentru că, în primul rând, depinde cât de
gender sensibil suntem noi, ce înțelegem noi prin egalitatea de gen. Dacă noi respectăm principiul egalității de gen în viața zi cu zi, acasă, la serviciu, în stradă, în relații cu prietenii, undeva în weekend, la plimbare, la pescuit, pe unde mai suntem, permitem sau nu cuiva să facă aberații sexiste la adresa cuiva, să discrimineze pe cineva, să utilizeze un limbaj sexist, sau noi încurajăm relațiile de parteneriat între femei și bărbați, noi încurajăm discursurile focusate pe agenda egalității de gen, sensibile la dimensiunea de gen. Nu permitem nimănui să-i discrimineze pe cei din jur, nu permitem nimănui să utilizeze violența în bază de gen. Eu cred că lucrurile în țara asta pot fi schimbate dacă fiecare din noi, pas cu pas, zi de zi, își va aduce aportul la promovarea egalității de gen. Pe mine mă doare sufletul când astăzi vorbim, pentru unii egalitatea de gen este, așa știți, doar ca un motou general, ca o deviză. Că trebuie să promovăm egalitatea de gen. Pentru mine, întotdeauna, știți, asta este și o chestie de suflet. Pentru că foarte multe lucruri, cu adevărat, depind de noi. Și atunci, de poziția noastră civică, de atitudinea noastră față de egalitatea de gen și promovarea egalității de gen, eu cred că depind lucrurile în această țară. Așa că haideți să ne gândim ce poate fiecare de noi face la acest capitol. Eu vă mulțumesc! Mersi mult, doamnă Bătrug-Lungu, foarte motivațional și inspirațional pentru multe și femei, dar și bărbați. Vă mulțumim! Ana, poți, te rog, microfonul? Da, mersi. Tu ești fondatoare la Girls in STEM Moldova. Pe lângă faptul că ești foarte, foarte tânără, deci ai te apucat de un proiect foarte serios. Vrem să te întrebăm cum ți-a apărut această idee și de ce ai considerat că este nevoie de așa ceva în societatea noastră. Girls in STEM Moldova, cred că a început de la calea mea, istoria mea, prin care eu am trecut-o și am vrut să vorbesc despre ea și să ajut alte fete care se întâmpină cu discriminarea în domeniul științelor, tehnologiei, inginerii și matematice. Și eu pot spune că drumul către creierea acestui proiect constă din trei etape. Prima etapă a fost perioada de discriminare prin care eu am trecut-o la școală. Când m-am întâmpinat cu glume sexiste, atitudini neserioase și discriminare față de profesori atât și de elevi. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, dar eu am reușit să trec peste ea și într-o vară, împreună cu fratele meu, m-am trezit într-o zi că vreau să fac o schimbare, vreau să fac ceva. Și în acea zi am decis să scriem un e-mail la UN Women cu o idee de proiect care constă în informarea tinerilor și tinerilor despre egalitate de gen. Atunci eu credeam că nu am șanse, fiindcă nu prea aveam cunoștințe în domeniul dat, dar aveam o inițiativă și doream să învăț mai multe în cadrul acestui proiect împreună cu UN Women. Și într-o zi am avut noroc să primesc un răspuns, un e-mail de la doamna Rățoi, care stă chiar aici. Dumnezeu a fost cea care m-a auzit și aici a început a doua etapă din calea mea. Eu am fost auzită, vocea mea a fost ascultată, ideea mea a fost înțeleasă. Cu toate că ideea mea nu era realizabilă la acel moment, eu am primit sprijinul de care avem nevoie, eu am primit susținerea pe care eu nu o primeam din cadrul societății în care eu trăiam. În ziua aceea, când am venit să prezint proiectul, am primit foarte multe manuale, cărți din care eu am citit, m-am dezvoltat și m-am informat despre egalitate de gen. Și atunci a început a treia etapă din viața mea, când eu am început să fiu mai activ în aceste acțiuni, tot ce se întâmplă referitor la feminism, egalitate de gen. Și am nimerit într-un grup de fete care se ajutau una pe alta. Pur și simplu se susțineau, făceau diferite evenimente, întâlniri în care discutau despre problemele care le au. Nu era legat de feminism,
dar era un început. Și acolo a fost prima etapă când eu am început să fac câteva evenimente legate de feminism, legate de egalitate de gen. Și așa, într-un moment, colega mea a făcut o pagină Feminism Idei și a să vorbească mai mult despre ele. Și noi împreună am dezvoltat pagina dată. Și putem spune că în decurs de un an cât am lucrat, peste 2000 de tineri și tinere sunt interesate și ne urmăresc în ceea ce noi facem. Și noi inspirăm tinerii, noi informăm și noi schimbăm societatea. În acel moment eu am înțeles că vreau ceva mai specific în domeniul meu, fizica. Eu sunt pasionată de fizică și inginerie. Și eu vreau ca vocea fetelor care sunt discriminate în acest domeniu să fie auzită. Și eu, având puterea care o am acum, fiind informată, având experiență, știu cum să lupt cu cazuri de discriminare când pe mine nu mă ascultă, nu cred în mine și îmi spun că eu n-am să reușesc, eu să le ajut. Eu să le susțin și să le ofer toată experiența care am avut-o eu. Atunci, în cadrul proiectului de susținere a tinerilor, cu ajutorul UN Women și Ambasadorul Suediei, Femei pentru Femei și Gender Doc, eu am primit sprijin financiar de care eu aveam nevoie pentru a începe acest proiect. Și astfel am creat Girls in STEM Moldova. Am avut multe evenimente în care noi le-am prezentat fetelor că noi avem fete care au făcut carieră în STEM, inginere care au carieră bună, lucrează la companii de top și sunt de succes. Am avut și evenimente în care am invitat fetele de clasele gimnaziale și le-am inspirat. Și am fost foarte surprinsă prin faptul că noi am avut peste 30 de domnișoare din clasele mici care au fost interesate în ceea ce noi facem. Și în al doilea eveniment care noi l-am organizat sâmbătă aceasta, am avut peste 75 de aplicări, adică s-a dublat numărul. Și asta mi-am demonstrează că sunt fete care vor să facă o schimbare și noi asta facem în Girls in STEM Moldova. Ana, bravo! Deci bravo pentru curaj, pentru că tinerele noastre au așa curaj. Haideți să o ascultăm și pe Milena, care este fondatoare la Feminism Media. Milena, poți să ne povestești câte ceva despre proiect? Mersi foarte mult, Ana, pentru menționarea mea, nu mă așteptam. Deci, Feminism Idei este un grup de inițiativă care are ca scop promovarea egalității de gen, în special printre tineri. Motivația mea tot a venit din faptul că... Deci, eu mă simțeam singură. Eu mă simțeam foarte singură în momentul în care... Așa, haideți să încep de la început. Sorry, îmi fac un pic griji. Tot ok. Ce te-a motivat să începi? Cred că istoria mea începe de la 14 ani. Deci eu sunt supraviețuitoare a violenței sexuale. Și în momentul în care asta cu mine s-a întâmplat, eu mă simțeam foarte singură, mă simțeam foarte dezorientată și cred că un lucru prin care trec foarte multe supraviețuitoare din țara noastră și în special adolescente este că tu simți că asta se întâmplă doar cu tine, tu simți că asta este ceva, că e ca... Eu sunt așa de nenorocoasă și așa de... poate nu unică, dar asta se întâmplă doar cu mine și ce am făcut eu așa de rău, cu mine asta s-a întâmplat. Și anume din cauza asta, eu am vrut să creez un spațiu care o să fie sigur pentru femei și fete, care să arate că, uite, asta este o problemă mai mare, asta este o problemă care nu ți este specifică ție, asta se întâmplă cu, din păcate, milioane de femei, nu doar în țara noastră, dar și pe tot globul. Și în momentul acesta, noi trebuie să vorbim, noi trebuie să discutăm, noi trebuie să dezbatem, noi trebuie să arătăm fetelor, mai ales tinerilor, că este, în primul rând, viață după asalt, dar... și faptul că sunt soluții, cumva devine mai bine, tu te înveți să trăiești și inclusiv și acum la Feminism Media, noi tot cu suportul la UN Women și Ambasada Suediei, dar și, cum a spus Ana, Femei pentru Femei, Centrul Gender Doc, noi avem un proiect pentru supraviețuitoarele violenței sexuale, în special tinere, și tot în viitor sper că o să ajungem și la un
ajutor mai concret sub formă de, de exemplu, de grupuri de suport pentru supraviețuitare, de un anumit ajutor financiar și sper că țara noastră să, să ajungă la niște pași mai, mai concreți, ca și cum pașii care i-a spus domnul Ivara, eu mă bucur foarte mult că asta se implementează și aștept să fie implementat neapărat și, și la noi în țară. Milena, mersi foarte mult. Vreau să știi că faci un lucru foarte important, nu doar pentru tine, așa cum ai început, dar și pentru foarte mulți tineri, fete, femei, care poate nu știu de unde pot avea ajutorul. Bravo, curaj ție! Dacă pot... Doamna Lina Radu, bine ați venit! Întrebare pentru dumneavoastră, la care cred că răspundeți nu prima dată. Care este rolul presei în lupta pentru egalitate de gen? Mulțumesc mult pentru invitație și pentru acest eveniment și mi-a făcut plăcere multă să vă ascult și v-aș asculta toată ziua. În primul rând, pentru că se vorbește mult despre evenimentul de la Beijing cu 20 de ani în urmă, dați-mi voie să menționez și să amintesc celor care erau atunci și să povestesc celor care nu erau atunci ce aveam atunci cu 20 de ani în urmă. Și mă refer aici la situația presei. Nu exista niciun talk show condus de femei, niciunul. Și nimeni nu-și imagina. Nu existau instituții media create de femei, conduse de femei. Spuneți-mi, vă rog, dacă credeți că cele mai bune talk show-uri, cele mai vivace, mai energice, pe care le avem azi în Republica Moldova, sunt conduse de femei. Sunteți de acord? Spuneți-mi, vă rog, dacă cele mai combative mass media din Republica Moldova pe care le avem azi sunt conduse de femei. Vă mulțumesc. Vroiam doar să vă arăt cât e de posibilă schimbarea. Și noi, cu 20 de ani în urmă, când am început să milităm pentru anumite drepturi și egalități profesionale, nu știam unde o să ajungem. Dar am ajuns mult mai departe. Am ajuns atât de departe încât, ascultându-mă pe voi, mi-am dat seama că fiica mea, care face, studiază științe la o universitate în străinătate, îmi pare că ați avut sâmbătă un eveniment comun ca să încurajați alte fete să facă științe. Și cu 20 de ani în urmă, vocile fetelor în știință erau neauzite. Peste 20 de ani, vocile lor sunt foarte auzite și sper că în curând să domine. Cum să facem schimbarea? M-am uitat chiar înainte de acest eveniment și mi-am notat aici 3-4 liste de țări. M-am uitat peste lista unde femeile sunt cele mai, duc un mod de viață, unde, în ce țară e cel mai bine să fii femeie. M-am uitat peste lista în ce țară e cel mai bine să crești un copil, pentru că asta e foarte important. Noi creștem generația de mâine și vrem mâine să avem o societate mai bună, dar fără condiții bune de a crește un copil nu o să putem avea. M-am uitat peste lista unde e cel mai bine să fii fericit. Și credeți-mă, toate aceste trei liste au fost similare. Avem țările nordice, Danemarca, Suedia, Olanda, Norvegia, Finlanda, Germania, Franța, da? Deci aceste țări se regăsesc în toate cele trei liste. Și atunci să ne punem întrebarea, dacă toți oamenii se simt fericiți, în țara în care femeile se simt fericite și în țara în care e cel mai bine să crești un copil, atunci egalitatea înseamnă fericire. Dar mai e o listă, a patra. Noi la Ziarul de Gardă facem investigații și pe mine mă interesează foarte mult lupta cu corupția. Și când am analizat care sunt top 10 țări în care există cea mai, mai puțină corupție sau cea mai multă transparență, am descoperit, nu fără uimire, că sunt exact acele 10 țări în care e cel mai bine să fii femeie, în care e cel mai bine să crești un copil, în care e cel mai bine să te simți om.
Și atunci concluzia noastră asta este. Sunt încălcate drepturile femeilor și a altor persoane în țările corupte. Doar guvernele corupte nu doresc egalitate de niciun fel decât pentru clanurile lor de la guvernare. Și tot ce trebuie să facem ca să putem obține egalitate de gen, ca să obținem diversitate, ca să obținem drepturi egale și pentru fete, și băieți, și pentru studenți, și pentru pensionari, și pentru oameni de diferite rase și de gen, e să combatem corupția. Atunci când vom avea guverne care respectă egalitatea tuturor, atunci vom trăi și noi în țara aceea în care ești cel mai fericit să trăiești cu familia ta, cu copiii tăi și să te dezvolți. Cam așa văd eu. Noastră ne dăm seama că totuși presa lucrează și face un lucru bun. Vă mulțumim foarte mult pentru asta. Doamnelor, eu vă mulțumesc. Vă rog să luați loc în sală. Mersi mult. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru că am ajuns, cred că, la concluzia că totuși este necesar un efort comun pentru a crește în domeniul egalității de gen. Pentru că ne-am adunat cu scopul lansării acestei expoziții, vreau să vă anunț că expoziția va fi în acces liber pentru publicul larg timp de o lună și ea va fi plasată pe gardul muzeului, acolo unde poate să vină oricine să o vadă. De asemenea, pentru un cuvânt de încheiere, vreau să invit iarăși pe doamna Stoianos ca să ne spună un ultim gând. Mersi! Mulțumesc frumos pentru acest privilegiu, pentru a încheia acest eveniment. Mulțumesc frumos tuturor pentru faptul că ați venit. Și am vrut să mulțumesc reprezentanții noștri, avocații noștri, promotorii noștri. Mi-a dat confirmarea despre cât de important este dialogul intergenerațional. Mi-a părut că este o continuare normală a ceea ce a început cu doamna Radu, doamna Bodrug, și când feminismul a fost dezvoltat și noi luptam pentru egalitate de gen și am văzut continuarea activiștilor tinere, în ce privește modul de a susține și de a crea rețele. Eu nu am multe să adaug și asta nu se întâmplă foarte des. Eu sunt fericită că noi am avut acest eveniment, a fost prevăzut să fie scurt, pentru a vedea această expoziție și, de asemenea, pentru a vorbi între noi. Și vreau să vă invit pe toți să urmăriți forumul de la Paris și sunt sigur că vor fi acțiuni ulterioare după forumul de la Paris ca să vedem ce facem în Moldova și cum urmăm și cum continuăm această cale. Noi nu avem timp de pierdut și, cu siguranță, generația tânără nu vrea să piardă timpul. Deci noi avem o bază solidă pentru a continua acest dialog și să avem acțiuni afirmative și să accelerăm progresul. Mersi frumos tuturor că ați venit. Eu sper că noi am reușit să dăm curs acestor discuții și îmi pare foarte bine că sunteți cu noi și este important ca aceste fotografii să fie primite. Vă mulțumim tuturor pentru prezență, pentru că ați venit, pentru că ne-ați ascultat. Și acum vă invităm în sala de alături, unde o să avem o masă de recepție, să mai comunicăm. Asta a fost tot. Mersi tare mult, la revedere!